Stai pe ceas, nu mai. Stai pe ceas. După ploaie, nu? Da, da. Da, avem un lac de glot aici. Salutare! Hai că ne vedem la un alt episod cu biciclete. Ia uitați, avem o gască în față. Suntem șapte băiețași care vrem să urcăm pe munții Suhardului astăzi. Și undeva pe la vârful omului. Nu știu, are 1900 și ceva de metri, 1932 parcă văzut pe hartă. Ne-am cazat undeva în Valea Mare, la o pensiune foarte faină. Și acum îi dăm la pedale. E foarte ciudat că a plouat ieri mai toată ziua. Și uite ce, avem o adevărată, cum zic băieții, ciocolată pe jos, da? Și foarte mult glut. Ne-am umplut, cred că am făcut 200 de metri și deja bicicletele sunt pline de noroi, astfel și hainele de pe noi. A, îi dăm mai departe. Deci facem o tură de 3 zile și prima zi va fi Suhardului, după aia vom merge pe munții Rodnei și ultima zi, nu știu, să vedem, poate ajunge la cascada Cailor, vor băieții. Dar ne orientăm la fața locului, să vedem, nu avem încă programat ceva din timp. Tema e numai bună de pedalat, 15 grade avem și e doar ora 9:30. Trebuie să se încălzească acuși și începem să dăm hainele jos de pe noi. Grupă de electricieni în față, cine poate, și mai este un grup în spate, la vreo 20 metri, 30 metri. Urcăm bine acum, am urcat vreo 300 de metri, dar mai avem, să urcăm de la 700 de metri până la 1300, cam așa, prima fază, și apoi dăm până la 1800. Hai că am rămas singur. Băieții cu electrici au luat un sprint în față. Mai mult din joacă, cred că. Hai, ideea că s-au îndepărtat foarte tare. Iar cei din spate nu se mai văd gei. Hai că eu sunt la jumătate undeva. Și drumul e foarte fain aici. Foarte mică înclinația. Și poți să mergi așa constant, uite, cu 10 km pe oră. Să vedem cum e în vârf, că pe aici sunt 14 grade, tot scade temperatura. M-am dat la mânică scurtă, dar nu cred că e bine. Hai, vedem. Nu, aici ai. Ne filmezi? Somișul mare, da. Ricanu e cu noi, Ricanu e cu noi. Ura, drăguța mea, Ricanu e cu noi. El are o nevastă, el are o coastă ruptă. Ura, drăguța mea, el are o coastă ruptă.
Ia, direct cu cuburul noi acum, dar cu omul lui, de cât se poate face bicicleta. Să vedem josul, dacă mai bine safe, nu? Cum era, zice americanul, better safe than sorry. Mai am vidatul ăla. Băi, dar nu recunosc pe aici, bă. Ce n-ai, bă? Am mers cu așa viteză la real, că nu mai recunosc. Bolo, bă. Am descurcat, hai, foarte bine până aici. Văd valul Viorel, ca pe ceahlă, mai. Ca pe ceahlă. Vedeți cum coborâm acum spre cazare. Avem vreo 10 km de coborât. Dar cred că tot e drum de ăsta așa pietruit. Băi, eram de drumul la furt, la focul de pe spate, de tot. E la jumate. Nu prea aș băga mâna acum, nu știu ce să zic.
serpentine aici avea la început. Acum băgăm mâna, băgăm mâna așa, gata. Bă, leu, ce-a luat-o pe ce-a uimit? Bă, ce de-a bolovat, bă! Ăla-i drumul, da, dar încotro. Hai, facem viraj aici, nu? Aici vine, mă. Mult drum decât cărare. Era interesant să fie niște cărări pe aici.
cam asta e prima zi. Acum ne întoarcem la cazare. Vedem ce facem noi. Oh, le-am aici.